Lucrările de pe Bulevardul Libertății din Târgoviște se fac în baza unui proiect finanțat prin Programul Național Angel Salini. Suntem pe Bulevardul Libertății din Târgoviște, aici unde sunt în plină derulare lucrările de reabilitare și de modernizare a acestei străzi, lucrări care vor fi finalizate în 2-3 zile și care vor transforma și acest bulevard într-o stradă modernă, într-o stradă reabilitată, într-o stradă nouă, în care condițiile de circulație vor fi foarte, foarte bune. De asemenea, și strada Costache Olreanu face obiectul unor ample lucrări de modernizare, iar intervențiile vizează reabilitarea părții carosabile, a trotuarelor, refacerea canalizării pluviale, dar și montarea de indicatoare rutiere. În perioada imediat următoare vor debuta lucrările și pe străzile Maior Brezișanu Eugen, Ana Ipătescu și Mihai Eminescu. Finanțarea este obținută în cadrul Programului Național de Investiții Angel Salini.